Există două extreme când vine vorba de îngrijirea personală, cei care nu fac deloc și cei care fac prea mult. Ei bine, tu vrei să te situezi undeva la mijloc, adică nici să provoci grasă, dar nici să stai prin saloane în fiecare zi. Astăzi vom vorbi despre 8 greșeli de îngrijire personală pe care băieții le fac și care ți afectează nu numai aspectul fizic, ci și sănătatea. Eu merg la salon doar ca să mă tun și cred că băieții au lucruri mai importante de făcut decât să stea toată ziua prin saloane. Așa că lucrurile despre care vom vorbi sunt simple, de bază și le poți face singur acasă. Și probabil le făceai deja dacă ești o persoană care mai pasă cât uși de puțin de prestanța sa, doar că le făceai greșit. Așa că hai să vedem ce făceai greșit. Prima greșeală de îngrijire personală pe care nu numai băieții o fac este că folosești brățișoarele de urechi pe interior. Dacă ai fi citit pe cutie, ai fi văzut că acolo scrie exclusiv pentru uz extern. Brățișoarele de urechi se folosesc doar pentru pavilionul urechii și nu se introduc înăuntru pentru că tot ce faci este să împingi șara mai adânc și poți chiar afecta timpanul, care în timp duce la scăderea sau pierderea auzului. Un lucru pe care probabil nu știe este că ceara este de fapt benefică, împiedică bacteriile să intre în interiorul urechii și ce ai putea să faci în loc este să folosești un șervețel uscat imediat după ce faci duș, când urechea este încă udă. Astfel poți scăpa de aspectul neplăcut al cerii în timp ce îți păstrezi timpanul intact. A doua greșeală este că duci fionul prea aproape de păr atunci când îl usuci. După ce te speli pe cap, bineînțeles că trebuie să îți usuci părul și asta destul de des, pentru că dacă mi-ai urmărit videoclipurile până acum, ai ști că înainte să îl aranjezi și să bagi orice fel de produs în el, trebuie să te speli pe cap, pentru că altfel nu va sta în poziția în care îți dorești. Dacă ții fionul prea aproape, căldura îți va deteriora firele de păr, care rezultă într-un păr uscat și lipsit de viață. Probabil faci asta pentru că te grăbești și e de înțeles, dar indicat este să îl ții la o distanță depărtată și cu cealaltă mână să scuturi apa rămasă în păr. Majoritatea uscătoarelor au un buton de aer rece, care nu deteriorează deloc părul, poți să-l duci cât de aproape vei, doar că durează mult mai mult. Un lucru care ar îmbunătăți situația este un ser termoprotector. Eu îl folosesc pe acesta de la Gerovital, dai câteva pufuri, îl distribui în tot părul și te poți usca cu fionul cât vrei de aproape. A treia greșeală de îngrijire personală pe care băieții o fac este că te speli cu săpun pe față. Pielea feței este mult mai sensibilă decât pielea corpului și săpunul nu este cel mai potrivit pentru că are tendința să o usuce. Indicat este să folosești o cremă de față ca aceasta o dată pe zi, adică seara, și imediat după să folosești și o cremă hidratantă. Așa pentru că dimineața să te trezești cu o piele fresh și lipsită de cearcăne. Trebuie să speli fața de două ori pe zi, dimineața și seara, și nu mai mult, pentru că o spălare în exces elimină și uleiurile naturale produse de glandele sebacee, care au rolul să îți mențină o piele sănătoasă. A patra greșeală este că storci coșurile cu degetele goale. În mod normal nu ar trebui să spargi deloc coșurile, pentru că conglomerația aflată în el se poate împrăștia pe alte zone ale feței, care duce la apariția altor coșuri. Dar dacă chiar nu poți să te abții și să zicem că ai o întâlnire foarte importantă, poți să iei un șervețel, îl rupi în două și pui jumătățile pe degetele arătătoare. Asta pentru că dacă nu folosești șervețelul, bacteriile aflate sub unghii pot infecta din nou acea zonă și nu prea ai făcut nimic. Te-ai învârtit în cerc. Și că tot veni vorba de unghii, a cincea greșeală este că nu ți le tai în mod regulat. Eu am un tic nervos și anume că îmi tot ciupesc pielea și dacă nu-mi tai unghiile în mod regulat, tot praful și toată pielea moartă îmi intră sub ele. Așa că taie-ți unghiile măcar o dată pe săptămână și nu uita de cele de la picioare, pentru că dacă le lasă să crească prea mari, îți pot perfora ciorapii sau chiar pantofii dacă sunt din pânză. Știu din experiență. A șasea greșeală este că îți lași monosprânceană. Serios acum, întreabă orice fată sau chiar și alți băieți dacă le place așa ceva. Dar privește partea bună, dacă ai monosprânceană poate găsești o fată, o parteneră care să aibă mustață. Vă potriviți. E perfect ok dacă nu vrei să te pensezi pe sub, dar măcar prin mijloc, pentru că ai nevoie de două sprâncene, nu de una. Există băieți care au părul deschis la culoare și nu au nevoie să se penseze nici măcar prin mijloc, pentru că oricum nu se observă. Dar cei cu părul închis la culoare nu prea au de ales. A șaptea greșeală de îngrijire este că atunci când te speli pe dinți, uiți de limbă. Trebuie să te speli pe dinți dimineața și seara, dar majoritatea uită de limbă, acolo unde se află cele mai multe bacterii. Odată ce ai terminat cu dinții, alocă câteva secunde și pentru limbă și ajută dacă investești într-o periuță electrică, pentru că se învârte mai repede și ai o periere mai eficientă. De asemenea, dimineața, ca să scap de gustul neplăcut de după somn, folosesc o apă de gură și la prânz o ață dentară ca să scot resturile de mâncare dintre dinți. Dacă n-ai folosit niciodată ața dentară, ai fi surprins să vezi ce scoți de acolo. Și în final, a opta greșeală de îngrijire personală pe care băieții o fac este că folosesc aparatul de ras pentru părul din zona pubiană. Dacă folosești aparatul de ras în zona aia, te vei irita și vei avea mâncare foarte mari odată ce începe să crească din nou părul. Așa că sfatul meu este să folosești în schimb mașina de tuns. Eu sunt un tip foarte păros, am moștenit asta de la tatăl meu și dacă nu mențin părul corporal la un nivel cât de cât ok,
n-aș mai putea să ies vara pe la piscină sau pe la mare. Încă un sfat pe care ți l-aș da este să nu folosești aparatul de ras pe mâini și pe picioare. Folosește mașina de tuns. Astfel nu tunzi părul de tot, ci doar îl scurtezi. Eu cred că așa arată cel mai bine un băiat. Spun asta pentru că am făcut toate greșelile pe care le-am prezentat în acest video. Da, oameni, cam atât a fost pentru azi. Dacă v-a plăcut videoclipul și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Cobescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, aveți în descriere și linkul cu pagina mea de Instagram, se numește Stickered, de unde puteți cumpăra stickere personalizate cu doar 2 lei. Livrarea este gratuită în Craiova. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvai sau Edi și până data viitoare nu uita. Pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!